respectăm Constituția. În cazul în care președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a decis că nu respectă legea, atunci, bineînțeles, sunt mecanisme pentru a impune respectarea ei. Și aici mă refer la competențele și împuternicirile care sunt date președintelui de Constituția Republicii Moldova. Îmi pare foarte rău și regret o astfel de atitudine, deoarece până la urmă fiecare instituție și fiecare exponent a instituției, fiecare oficial și demnitar în stat trebuie să respecte legea și trebuie să-și desfășoare activitatea în baza competențelor. Dacă este deja a câta oară și dacă nu greșesc a patra oară în care se exercită funcția de președinte prin interimat, îmi pun un semn de întrebare dacă în general mai avem nevoie de instituția președinției. În situația în care Parlamentul își desfășoară activitatea, Guvernul își desfășoară cu briu activitatea, poate nu e nevoie să mai cheltuim bani pe, în general, instituția președinției. Regret că președintele Igor Dodon nu a înțeles că nu are un cuvânt de spus în baza legii când este vorba despre desemnarea unui ministru și nu are dreptul să intervină în alegerea primului ministru, deoarece nu și-a asumat această guvernare și nu duce nicio responsabilitate pentru eșecurile sau pentru succesele acestui guvern. În totalitate, responsabilitatea aparține primului ministru și echipei sale și a majorității parlamentare și a Parlamentului ca instituție. Iar președintele Republicii Moldova, prin Constituție, trebuie să fie acea instituție care trebuie să balanceze, să echilibreze puterile și, în general, tot ceea ce înseamnă puterea în stat. Și nu să fie un jucător politic sau exponent politic.